Să ne rupem multiguri. A ieșit bine ce a ieșit. Ei cred că au plecat de la placa video. Oh, e Mădălin acolo. Nu vă uitați la el. Nu vă uitați. Nu știm nimic. Hai să mergem mai departe. 4... 2, 4, 2, 7. Norocul nostru e că mai avem vreo 30 de lei. Nu am pus la socoteală că ăsta e box. Vedem cum merge sistemul. 7700 cu un cooler stock de la Intel. Sursă și carcasă și am terminat. Frumos sau ce? Bebelușul nostru e deja strâns pentru că am pile aici la depozit. Avem procesorul, da? Ryzen 5 1600. Memoriile. Uite super SSD-ul nostru pe care l-am luat pe M2. Sursa noastră Seasonic de 520W. Placa de bază de la MSI, B350. GTX 1080 de la MSI. Varianta Armor. OC. Acum mai e o problemă. Am toate astea, dar nu e carcasa aici. A venit și carcasa. It's clear, nu e nimeni pe aici. E ok? E secure? Și hai să vedem ce am ales. Avem o dată i7-7700K. Avem Simplicity-ul de la High Power 1080. Armor, varianta OC de la MSI. LSSD 2M2. 16 GB DDR4 la 2400 și mititica asta mică, n-avem nevoie de mai mult, chiar n-avem nevoie de mai mult, nu facem OC sau alte nebunii de genul ăsta și evident cea mai tare carcasă. Cea mai tare carcasă ever. Vrei să vezi? Da. Ia uite-o. Sursă sus, loc în spate e un pic. Am venit cu kitul de supraviețuire al oricărui om care asamblează. Să nu mai stăm să mai zguduim. Hai să punem placa de bază prima oară. Că au arătat apă, ia uite ce mică e. La ce ne-am uitat noi, mă? N-are M2. Și care e norocul nostru? Că n-am desfăcut ăla și putem să-l înlocuim. Am găsit ăsta. Asta e exact la care ne uitam exact, să mai tragem exact, în jos. Exact. Da, un leu. Și am tras în jos un leu. Bun. Memory Lily. Am văzut și eu în comentarii, să știi. Eu îl stimez, pe Mădălin stimez, pe Bogdan, dar parcă mi s-a acrit de Intel. Bă, deci n-am alergat pe scările astea, dar m-au găsit toate boalele. Iată. Asta e culorul tău de 30 de lei trăiți. 30 de lei mâncați așa. 30 de lei. Asta e poziția. Uite, avem aici ăsta de M2. Jur, atâta? Te las pe tine dacă se strică ceva. Clar. Tragem de clemă și avem procesorul pus. Iaci! Ai pus-o? Bravo. Ne punem și pe a doua. Nebunia. Și îi dăm... Și nevoie de două persoane să punem. Da, normal. Hai să îl punem frumos aici. Foarte simplist. Băi, muncă în echipă, băi, nu... Nu vrăjeau. Asta nu am. E pe jos. Stachie, am luat-o. N-am mai asamblat un PC din liceu. Bogdane? Ce s-a întâmplat? Eu ăsta o să-l scot. De ce? Pentru că mă enervează. Hai să vedem frumusețea, hai să vedem frumusețea. Da! Plache! Oh, da! Uite, vezi? Da, pe unde au intrat alea de venturi, dar astea nu o să le băgăm în veci aici. O face un traseu pe aici. Foarte dubios. Taci, nu mă enerva. Ce-ați făcut, mă, acolo? Taci! Mă. Vezi? Păi deci, văd, tu vezi? Deci tu îți dai seama ce am făcut noi? Am băgat un 1080 în carcasa asta. A zis, ține de aici. Înțelegi? Și eu am ținut, n-am știut, mă uitam la tine că vorbeam cu tine și a făcut decât fin. Hâț! Și a intrat placa. Dați-mi niște cablu să vă arăt cum se taie. Băi, ne-a găurică. Hai mă, nu-l lăsăm așa? Nu. Bine. Și că auzi, bă, la bugetul ăsta ți-au rămas și piese. Da, trebuie să mai faci și lucruri trăznite câteodată, nu trebuie să fii serios. Ok. Ne pierdem că am uitat tot ceva.
Băi, eu tot am uitat. Îmi pare rău. Bine, bine. Eu tot am uitat. Și eu am de la voi de sus de luat un tricou. Da? Nesiguranță, frică. Și a făcut țac și avem placă video în sistem. Ce ai făcut, mă, cu dinții? Nu așa se face? Nu dai și nouă un stick să instalăm sistemul de operare. Unde-l băgați? Nu știu, frate, într-un din USB-urile astea. Am făcut un sistem performant, nu good looking. Bine-mă, ok, fie la pești tu. Ok? Beculește. We are doing it for... for science. For the looks. Superb, sau ce? Ce urât arată. Și acum explozia. Boom! Oh, ce frumos! Băi, ești de mult ca să văd lătulețele alea pe ROM. A? A? Uite ce frumos arată mâncaia și cablurile lui. Deci asta, dacă te uiți la un așa sistem în magazin, e 15 milioane.